Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal din Pet Simulator X. De data aceasta, planurile de astăzi este ca eu să fac un ou aici la Hugotron, să văd câte like-uri am strâns. Avem foarte aproape punctele să strângem un ou aici. Dacă dăm metoda asta mea, avem în jur de 71 de puncte. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să câștigați un huge de la mine, dau un huge în fiecare episod. Și dacă o să ziceți că nu am huge-uri, sunteți noi pe aici, ai uitat ce de huge-uri avem aici. De dat și în curând o să iau un Titanic. Am vorbit cu cineva, deci trebuie să vină Titanicul cât de curând. Nu trade-uri din alea fake, adică am dat 7 huge-uri pe un Titanic, un trade super 100% real. Și o să vedeți cam ce dau eu pe un Titanic și dacă s-a meritat, ce huge-uri o să dau de aici. Așa că da și voi like, mai întâi de astea trebuie să adun toate astea de pe aici. Poate într-o zi o să am noroc, nu zic nu. Poate o să am noroc într-o zi și o să deschid măcar un ou din ăsta de aici, de jos de tot. Măcar machine egg-ul să-l deschid, în rest totul este bine. De la început vreau să vă arăt, deci o să lăsăm mai moale cu mail-ul, că văd că nu se mai uită lumea la mail-ul ăsta. O să lăsăm mai moale, deci o să mă uit eu, avem câteva oferte aici mail. O să le iau sau nu o să le iau, un punct vreau 90M, o să dau refuse la... ce vreau de aici și o să dau. De ce mi-ai dat reject? Este pentru tine. Păi uite, s-am dat reject că nu știam ce să fac cu el. Ok, hai să vedem. În primul rând, primul pas. Primul pas al acestui episod este să vă arăt că aici s-a adăugat o nouă plasă. Plasa de cadouri, update gift 2. Cred că 1 sau 2 să vă numi, 2 cred că. Ok, și vedeți acolo. Deci, ce are în această plasă în ea este această chestie. Huge Party Penguin. Deci, în acea plasă, dacă vă uitați aici deasupra, dacă vă uitați aici așa, este o plasă. În această plasă este un Party Penguin. Uitați-vă că și arată aici, uite. E un Party Penguin și este acest penguin care o să aibă 1% șansă înainte de update. Așa, begins 30 de minute after update, după update. Și la un minut îți dă cadoul ăsta. Deci o să fie noul cadou și nu trebuie să ratați cadou, băieți. Cine are cadou, mi-l trimite mie și îl deschidem prină, îl deschidem și o să-l trimit înapoi dacă apucăm huge, plus că deschidem și pe episod și o să fie super, super tare. Ok, al doilea lucru pe care vreau să-l fac, o să mergem în la episod și să vedem dacă am strâns 1000 de like-uri. Dacă am strâns 1000 de like-uri, nici mai mult, nici mai puțin, o să dau la abonați. Hai să vedem. 1000 de like-uri, yay! Ok. E timpul ca să dăm un huge în comentarii. Avem 500 de comentarii. Avem 500 de comentarii. Parola este așa. Parola este papuci cu sarmale. Papuci cu sarmale, papuci cu mici. Papuci în sarmale, am zis parcă. Papuci cu sarmale. Papuci în sarmale sau papuci cu sarmale, am spus. Bă, nici nu mai știu, bă. Parola papuci cu sarmale. Nume Andro TNT. Andro TNT, ai câștigat 5B. Locul 2 la mine. 5B. Sper că ești mulțumit. Măcar eu dau ceva, încerc să fac ceva pentru comunitatea asta. M-am apucat de ieri, de un an sunt pe Pet Simulator, puteți să dați episoadele. Și m-am apucat acum un an, că nu era cine știe ce jocul. Mersi de like și parolă, ai câștigat locul 2 la mine. Ok, ai câștigat locul 2, 5B, frumos, pleacă 5B către el. Și așa că o să selectăm și locul 1. Hai să selectăm locul 1 să vedem, papuși cu sarmale. Papuși în sarmale. Cred că am zis cu sarmale. Hai să vedem. Papuși cu în sarmale. Cu sau în sarmale am zis. În, cred. Eddie are talent. Îmi doresc un huge de mult. Papuși în sarmale 13. 23. Bă, ai greșit. Ai zis 13. Parcă am zis 2-3. A greșit. Ok. A greșit, bă. Te implor eu, papuci cu sarmale 2-3, dănuț. Te rog eu, abia m-am apucat. Mamă, dănuț, abia te-ai apucat și deja ai primul tău huge. Uite, dănuț, na. Să nu zici că e X-Lay de rău, hai să vedem, poate să căutăm și un huge mai deosebit, dar nu prea am. Pentru că ăstea așteaptă să le dau la trade pentru Titanic. Dar o să-ți dau o piatră și ție să vedem cât e goblinul ăsta, 26. Error cat 30, s-a scumpit, ăsta cât e, mă? 32. Hai să-ți dăm o piatră. 30 bu pentru tine, dănuțe. Pentru tine ai câștigat locul 1. A câștigat locul 1. În episodul viitor o să mai dăm. Dacă aș putea, v-aș da la fiecare, dar eu sunt unul, voi sunteți foarte, foarte mulți. Ok, hai să verificăm mail-ul și o să vă spun ce am refuzat și ce am acceptat aici.
Deci ca un mic update Aline, ce scrie aici, nu înțeleg, pur și simplu. Ok, am acceptat toate trade-urile, am luat toate ofertele, la unele le-am dat decline, la unele le-am acceptat, o să dăm claim mod aici, am dat claim la toate ofertele de aici. Așa că o să mergem direct aici și o să facem ou-ul. Ar trebui să avem destule peturi să facem un ou. Ar trebui, am luat foarte multe oferte, așa că ar trebui să avem 100. Avem 100 aici, o avem, dar vreau să păstrez ceva. Mi-a tras atenția ceva, băieți, m-a uimit până la lacrimi un pet. Dar cred că nu merge în mașinărie. Un punct ăsta. Băieți, eu nu pun petul ăsta orice ar fi. Uite ce mișto este. Uite ce mișto este petul. Stați puțin să stingă ăstea că acum facem ou. Uite ce mișto e petul ăla și nu-l pun. Uite, mi-a stricat tot trade-ul cu ălea de afaceri, cu trade-urile. Mi-a stricat tot trade-ul. Hai mă. Hai mă. Agațele, ok. Păi ce nu merge mă sus aici? Ok. Ok. Frumos, 100. Avem toate astea în afară de ăsta. Nu-l vreau pe ăsta să-l pun, băieți. Îmi place mult prea mult să-l pun pe ăla, așa că astea sunt. 48 de exclusive, facem un wow, s-ar putea să-l deschid. S-ar putea să-l deschid. Avem ou, EGG, Event Tech. Ia uite-l, mă! Mamă, 10%. Bă, șansele sunt mult prea mici și risc mult prea mult pe ou ăsta, așa că cred că merg să-l vând. Iar dacă nu-l vând, o să îl deschid pe episod. Așa că haide să vedem, am dat și huge-urile și mergem să deschidem ou-ul, să vedem dacă avem noroc să-l vindem imediat, dacă nu-l deschidem imediat. Am intrat pe un server, efectiv nu e nimeni pe el. Wow, nu e nimeni pe acest server. Hai să vedem dacă avem petrol să facem ou-ul. Avem și de unde ăsta. Avem și de unde ăsta, avem și de un mașină, ia uitați-l. Mașină, văd că s-a mai scumpit un pic și avem două ouă aici. Și ar trebui să avem gemuri acum să completăm un T ăla din nou. Am intrat aici pe plața unde se licitează. Mă, ce se licitează mă aici? Și hai să vedem, 70 ou meu, 70, dacă vrea alia cineva, dacă nu, asta este. Vindem ou cu 70. Ne căutăm și noi un boot și după aceea ne uităm puțin la oferte. Poate găsim ceva oferte uluitoare, deci nu găsesc niciun boot. Dar ne alegem pe ăsta de aici, cel mai aproape de scară. Ok, și punem primul ou, ou ăsta 5.2B. 5.2B acest ou. Și vine ou ăsta, ăsta veriga puternică așa. List 70B. 70B, eu cred că e un preț bun 70B pentru ou ăsta. Cu toate că mi se pare cam puțin. 70B machine egg. Bro, ți-a păsat de Titanic. Ce se întâmplă? Wow. Nu înțeleg, ok. Hai să vedem. Ăsta-l dă cu 9. Mamă, ăsta-mi trebuie să-l cumpăr pentru că nu-l am efectiv. Băieți, nu-l am pe ăsta. Nu-l am. Bă, ce tot licitează, mă, acolo? Ce tot să licitează? Ne uităm pe aici puțin la oferte. Poate cumpărăm ceva. Nu zic nu. Dacă e ceva ce nu am, 100% cumpăr. Titanic, băieți, la vânzare, Titanic. Ok, cineva a cumpărat, altceva mic, cineva a cumpărat ou mic, n-a cumpărat ou mare, a 5 a dat pe el și ăsta îl vinde cu 9. Când vreodată ouă ăsta e cu... Wow! Au cumpărat ouăle, băieți! Ăsta le-a cumpărat. Open it, open, dă-i open. A cumpărat ouă nebună. Open it. Vreau să văd când îl deschide și ce are în el. Uite-l, ăsta e. Îl bagă în bancă. Deci nu o să aflăm niciodată ce a fost în el. Nu o să aflăm niciodată, nu o să aflăm. 87. Când banii ăștia, din banii ăștia, mergem simplu și ne prefacem că a fost în el un ăsta. 59 e mult, bă. Nu îi dau, bă, 59 pe ăsta. E prea mult, băieți. Scuzați-mă, am vrut să-l iau, dar e prea mult. Nu pot, băie, să-l iau, nu pot, nu mă lasă inima. Eu dactilul 102, 59 l-aș fi luat, dar asta este, nu pot, nu mă lasă inima să-l iau, pentru că oferta nu este bună. În schimb, axelotul ăsta, 65.9. Nu am axelotul ăsta, băieți. Nu știu dacă se merită să-l iau sau nu. Nu știu câte puncte, ar trebui să scrie 2 puncte, 1 punct, ar trebui să scrie pe el. Ăsta a scăzut așa rău, mă, 39 ăsta! Băi, eu zic că a scăzut mult prea mult ăla.
ca să-l mai luăm. Eu am dat o grămadă de bani pe el. A scăzut mult prea mult. Și nu prea avem ce să cumpărăm. Și dacă am avea gemurile, avem doar un T. Și puteam să cumpărăm Titanicul ăsta. Așa că, haide să vedem. Facem o ofertă. Hai să-i facem o ofertă la băiatul ăsta că m-a mâncat Genetics. Că are porcul. Hai să vedem. Îi dăm 75 bă gemuri. 75 bă gemuri pe el. Dacă vrea, dacă nu, nu. 75 bă. Asta e oferta. 75 bă pe el. Pentru porc. Porc. Proc. Porc, proc. Deci, practic, aici ne certăm la un B. Ne certăm la un B aici ca să iau huge-ul ăla. Porcul. Porcul, adică ăsta. Accepti sau nu? Bă, să răspundă mai repede. 75, bă, el e 76 cu minimul. Oricum scade. El vrea să vândă în mega ultra iaba, dar profit. Dar nu o să-i dau șansa să mai facă profit încă o dată. Ok, așa că haideți să mergem pe alt server, schimbăm serverul, să vedem dacă putem să schimbăm în primul rând, dacă nu, asta este. Vrea Jamal să ne trimită ceva, neapărat, a zis Jamal că vrea să apară pe episod. Hai, Jamale, bună, ia să văd, să văd ce vrea Jamal, ea are de vorbă prima oară, vrea să ne dăruiască ceva în episod, după aceea o să schimbăm serverul, am vândut oul și o să vedem cam ce oferte găsim să cumpărăm. Aș vrea să cumpăr axelotul ăsta, că nu l-am. Deci, băieți, momentan avem 1.03T. Încă mai strângem, s-ar putea să plecăm spre 2T. O să mai vindem niște peturi, dar în mega iaba dapă profit și jumate o să dăm peturi. Deci o să dăm jumate diamante și jumate o să dăm peturi. Am reușit să strâng aici. Și mulțumesc abonaților ce m-au ajutat cu un pet gratuit, cu niște gemuri. Ați contribuit aici să luăm Titanic și nu vreau să le mulțumesc oamenilor care au încercat să-mi dea peturile cele mai scumpe. Măcar la prețul cel mai mic să mi-l dea de acolo din rap. Și au vrut să mă înțăpuiască unii abonați, să zicem așa. Așa că mulțumim abonaților care încearcă să ne ajute să facem seria asta mai mișto în România. Și să luăm un Titanic pe bune de adevăratele, adică... Am foarte multe chestii aici, deci nu mai mi-au rămas așa multe peturi. O să vedem ce mai vindem, oricum avem rap-ul foarte, foarte mare, aproape 11.000 rep. Plus că mai avem un T acolo, adică încă 1.000 mai avem în 1.000, B, 1000 de miliarde, mai avem în bancă, avem 12.000 rep. Ar trebui să ne ajungă să luăm un Titanic și să mai rămânem și cu huge-uri, să vedem ce oferte găsim. O să mai schimbăm încă un server, să vedem dacă găsim ce pet vreau să cumpăr și anume... Vreau să cumpăr acest porc. Îl căutăm de ceva vreme și nu-l găsim. Plus că dacă găsesc axelot... Ia uite un cadou aici. Ia să vedem cât e cadou ăsta. 35, da, bă. Mamă, 7% huge. 7% huge. Bă, e o șansă destul de mare să spice huge. Dar e o șansă destul de mare să iei țeapă. Bă, mișto ideea. Mișto. Să sperăm că avem noroc pe serverul ăsta, am tot încercat să schimb serverele, însă nu pot că am prieteni pe ele și de-aia unii primez remove, pentru că nu pot schimba serverul și nu pot filma episodul. 450 ăsta, bă, dă-l încolo. Ok, hai să vedem, avem hologram shark, am mai văzut hologram shark. Mamă, și ăsta e mișto, Glebo, Glebo ăsta e foarte rar și aș vrea să-l am. Aoleu, Santa Paws, mamă ce scump e și Santa Paws. Și hai să vedem aici dacă găsim ceva oferte de peturi pe care nu le avem. În special căutăm Jelly Pig-ul. Jelly Pig-ul acela nu-l găsesc. Dar aș da 75 pe el cu cea mai mare plăcere. 75, ele 76. Ok, cine îl dă cu rapul ăla că nimeni nu-l dă. Hai să vedem ce e acolo. 60 B. Merită să ne băgăm. Nici măcar nu merită să ne băgăm în licitație. Și hai să vedem dacă reușim să luăm ceva de pe buturile astea. Altceva n-avem ce să facem. Cool, Party Dog. Party Dog-ul am. Party Dog-ul am. N-am Safari Keto sau Safari Dog. Mi se pare că l-am dat. Sau unde este? Safari. Safari. N-am nimica cu Safari. Eu știu că am luat cu ceva cu Safari. Deci nu avem nici Safari. Deci ne uităm și de un Safari. Dacă e pe aici. Asta l-avem. Slepnir. Nu mai avem Slepnir. Slepnir.
Nu avem nici slebnirul, bă, ești de bun. 130, prea scump. Și avem Safari Cat, 130-122, bă, prea scump, bă, sincer să fiu, ăsta e un punct, cred că. Dacă este primul pet, e un punct ăsta. Ok, din nou schimbăm serverul. Asta facem toată ziua. Hai să punem la licitație ceva, că văd că nu pot să schimb serverul. Nu mai este alt server plin decât ăsta. Văd că nu pot să schimb efectiv serverul. Și cred că este singurul server online pro la ora asta. Cred că nu mai sunt servere pro, de mă bagă pe același server. O să băgăm o pisicuță de asta la bid. Să vedem cât luăm pe ea. Dacă reușim să facem profit. Elf Cat la bid. Hai să vedem. Elf Cat e 39. Ar trebui să ia undeva la 38 pe ea, să vedem. Să vedem ce licitație este asta. Am băgat la licitație. Am zis că nu mai fac licitații, dar vreau să văd cam ce preț aș lua pe Elf Cat-ul ăsta. Un diamant. Vezi că am mai luat o țeapă asemănătoare. 20 bă. Hai să vedem, 30 bă. Deci prețul ar trebui să fie undeva la 39. Dacă e 33 bă, iau o mare țeapă. Pentru că mi-a taxă 5%. Deci la 50 îmi ia 2.5 bă. Deci practic dacă ajung la 50, 2.5 bă. 34 mi se pare cam mic. 34.3 deja am început la prețuri din astea super iabadaba mici. Care mie nu-mi convine deloc prețurile astea. 34.7. Să vedem cât să bat aici pe ea. 34.7. Ea este 39 plus că și mai crește 35. Hai să vedem și din banii ăștia o să cumpărăm un axelot, ceva ce nu avem. Așa, 35.4. Ne uităm aici la secunde, când crește secundele. 9. Mamă, nu, 35.4 e super slab. Este super iabadaba slab, băieți. Este... Uuu, a biduit cineva în ultimul secund, în ultimul secund. A biduit cineva, ok, și hai să vedem, 9 secunde. Bă, măcar un 36, măcar un 36, ia uite. 5, 4, uuu, în ultimul secund. Da, boss, am înțeles, lasă-mă să mă uit și-o puțin aici. În ultimul secund a biduit cineva. Nu se poate, uuu. Hai să vedem, în ultima secundă biduiește cineva. Băiatul ăsta se pare că nu vrea să mă las. Uuu, în ultimul secundu. În ultimul secundu cineva a biduit 39, cam 39 trebuie să fac pe ea. Prețul maxim, ia să vedem dacă mai vine cineva. 35, 4, 3, 2, 1. Nimeni, bă. Slăbuți, slăbuți. Vă spun și de ce este slăbuți. Pentru că am ia taxă. Din banii aia 37 am luat doar 35. What? Mi-a luat taxă pentru ce? Că am ocupat spațiu acolo. Spațiu publicitar. Și hai să vedem, aș cumpăra un slemnir cu cea mai mare plăcere, dar maxim 100, nu 130. Ok, înțeleg că e rar, dar ați văzut rapul ăla, toată lumea se ia după rap. Și nu are sens ca eu să cumpăr un pet mai scump, plus că el o să scadă în timp. 68, bă, prețul ăsta e bun, băiatul ăsta vinde bine. Mamă, 64. Dacă eu l-aș lua pe ăsta și l-aș vinde, probabil n-aș face profitul. Cool dog, avem cool dog-ul? Dog. Cool dog. Nu-l avem. Nu avem cool dog-ul. Însă 100 bă pentru ăsta e cam mult, cam mult, cam mult. Băieți, parola este telefon în apă 1178. 1178. Telefon în apă 1178. Cam aceasta este parola. Și nu mă lasă efectiv să schimb server. Uite, hai să vă arăt. O să dau aici. O să dau pro server. Și efectiv m-a băgat pe același server. Dacă vă uitați, băiatul ăsta a cumpărat de la mine și acum îl vinde cu 38, efectiv sunt pe același server, deci nu pot schimba. Nu am pe nimeni prieten aici, dacă vă uitați, nimeni nu este prieten. Însă, ce se întâmplă? Nu mai există server. Ia uite bă, eu l-am luat, am dat mai puțin. Mai puțin decât ăsta. Ok, nu mai există server, deci din acest motiv o să închid episodul aici și revin mâine cu update-ul. Cred că o să fie update super, super mișto cu acest pet. Dacă n-ați văzut pet, uite, ăsta e petul care apare. Huge Party Penguin împreună cu un nou cadou. Eu v-am salutat. Cine s-a uitat până aici, respect. Pa, pa!